Dacă nu, începem podcastul din această seară cu un invitat pe care toată lumea l-așteaptă de multe vreme. Chiar lăsau oamenii în comentarii că de ce nu mai apare podcast. Mersi că mai încheie. Ce bine odată! Mă, tu lucrezi cu stand-up comedian, da, are abilități de stand-up. E o râsătoare a lui Nicu. Așa mi se zice în comentarii, că ți-a luat focă care râde. Asta e. Și te bucur când zic. Da, eu fac cu barmanul. Barmanul de seara asta. Serios, v-am zis, nu că... V-am zis, vin bun, atelierul de pizza te salută, Alex. Îl știi pe Alex. Alex, mamă, cine-o găzduit omul ăla când ne-am dus la el. Ce bun băiat. Serios, Alex. Ne auzi, ne vezi? Mai cheamă-ne și pe noi, nu numai pe Nicu. Mai cheamă-ne să trecem de obstrucțiile astea. Sănătate multă. Serios, Nicu mă bucur. Pe vin roșu. Da, pe eu așa zic. Roșu, pe balma, pe țuică, pe coapă de la Aqua Carpatica. Încă nu ne sunt sponsori. Dar cu asta poate că i-am cooptat. Ce zici, dacă ne vin sponsori, ne vii și tu mai des în post? Hai de capul meu, des să mă te sun Aqua Carpatica și zic... Facem zile. Da, cât costă să... Și tu ca omul, ca ardelenii, cum facem noi buget. Bă, urcat cu 35-ul, a fost 2 lei biletul. Curentul am 4 kW. Doamnă, în 35 de lei pe episod. Pe episod, în 35. Și stau așa, da, știi, asta e cu parandărăt. Și cu parandărătul dăm noi 40 să fie rotund. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, băieții, serios. Pentru tine am făcut și masă rotundă. Că era mai dreptuță. Mai dreptunghiulară. Ca să bagi aici. Pe să... Mă bucur, că iartă-mă că o doroa din vară să ajung eu pe dealul celălalt. O trecut 6 luni până am trecut de punct de alt. Da, ai trecut prin multe proiecte de atunci. Mai a fost fain, a fost o vară plină, cred că la toată lumea a fost și la voi. Dar acum, când te uiți în agenda, în planner, știi cum e noiembrie și decembrie? Bate vântul. Poate apare la început de decembrie, mare la fer. Octombrie a fost brumarel, mai aveam. Nu, a fost bine octombrie. Am și noiembrie să mai mișcă, dar deja toată lumea e nouă, ce facem? Și ce am apucat să vă zic un pic înainte, nu știu voi cât sunteți de fan Zoom sau orice formă de... Că-i Zoom, că-i ăla, alte... Comunicare virtuală. Google Meeting și cum se numește. Dacă trebuie să le trimiți oamenilor o informație, o poți face prin mail. Prin Zoom același lucru, dar să... Poate greșesc eu, să fiu iertat. De în afară de a livra informații prin Zoom, mai mult de atât, atât e de greu de numai. Că stăm aici și bem și povestim, e deja o emoție, altfel și o transmiți prin intermediul filmării. Dar să stai cu ochiul în ecran și să te uiți într-un laptop atâta, la 16 pătrățele, 18, cât sunt oamenii în ședință? Și 9 din 10 îți cu ele închise și îți arată acolo microfon barat, căști barat. Și ea care te-a invitat, doamna drăguță manager și cu fata drăguță de la HR. Ele stau și zâmbesc. Și mă bucur și îți laicodez restul fetelor. Ele sunt profesoarele diriginte și restul sunt elevii care nu mai au chef de... Deci când văd chestii pe Zoom, mă ia cu leșin tot. Ei, a fost un compromis de un an, dar unii oare numai de un an? Bă, dacă e de o viață, eu m-am scos toate. Eu mi-am dat check-out. Eu ai Zoom. Nu poți. Bă, poți să stai să livrezi informații. Adică poți să... voi sunteți pe Zoom fiecare și eu cu voi și povestim o chestie. Dar nu poți face nimic din adevărul ăsta de emoții. De plus că se... Așa? Da. O zis bine cine să ia cu ședințele de spiritism. Nicu e aici? Nicu, ne auzi? Nicu, dacă ne auzi zile că noi te auzim. Nicu, scuze, eram la duș. Mișcă masa. Da, mă, exact așa e. Mișcă mama, no hands. Nu, mă, de Zoom-ul e... Mama, poate că acum mă înjură la chinezul și zice... O să și zic... Asta e deprindere de la improvizație. De la improvizație. Cum e cu trupa? S-a avut spectacole de improvizație? Cu asta am avut cel mai puțin. La începutul pandemiei au venit și băieții și au zis, bă, oare, nu putem face o chestie pe online. Și mi-am dat seama că impro, spre deosebire de celelalte, n-ai cum pe online. Suntem în online. Depinde de public. Și da, de public. Și zici băiatului sau fetei din online, zici, ok, zi-mi o stare de spirit. Și stă, ce? Și începe iară, ce ai zis mai devreme? Spirit? Ce? Veceu? Să facem cu veceu? A, nu, scuze, era de la vecinul sus la veceu. Să duce dracu tot, mă. Impro merge numai live. Pe cuvânt, dacă nu. Am văzut că colegul vostru s-a dus la umor. Robi. Da, Robi s-a dus la umor. S-a și trecut. Și nu s-a dezbrăcat, nu a pictat gol nimic. Deci... Deși e Robi și-l iubesc, dar de s-a dezbrăcat tot. Robi, te iubesc, dar de te dezbrăcai la umor, aveai țâțele mai mari ca așa de oricare. Ca de Elia.
Da, mai mari ca Adelia clar. Nu știu dacă la fel de frumoase, știi că te iubesc, Robi, dar mai mari clar le aveai. Tu cu Robi fiind colegi de facultate. Voi ați absolvit Rob, în... Da, 2008. 2008, clasa Micloș. Baci, te mulțumesc, Nicu, bă. Când ai un om care își face temele, mă, de asta din facultate ne știam. Veneam la, ne duceam la show-urile lui. Ai mâncava și primul show de stand-up comedy cu Nicu. Nu că ne-a umilit Nicu, că n-a făcut asta. Dar, bă, eram anul întâi de facultate, în Insomnia. Și vin ceva profesor de la clasă mai mare să facem stand-up. Bă, nici nu știai ce e stand-up comedy. Dar Nicu-l făcea. Nu știam niciodată. Bă, dar îl făceai. Toti, noi actori, anul întâi, semestru întâi, bă, nu știa nimic. Și cumva ne-o convins, mă, profia mai mare, în ceva, în patru, hai, mă, că sunteți buni, așa, povestiți. Ok, și ce trebuie să facem? Păi, microfonul și sunteți amuzanți. Și ne-am crezut că e microfonul și ești amuzant. Bă, copile! Nu, la vremea aia, eu spun, americanul a inventat terminologia de cringe. Aia când ești cringe. Aia noi am lansat. Eu am lansat-o când am luat prima dată microfon în mână. Pile de la nu știi ce să zici, cum să zici, nu? Bă, râdea lumea de penibilul de varză. Și mi-au mai zis alții, bă, ca tine am crezut că nu o să mai vedem. Dar stai lișit, că am văzut mai rău ca tine. Azi, mă, nu se poate să vedeți mai rău ca mine. Că eu acolo mi-am luat lecție de frate, nu te urci pe scenă nepregătit. Și Nicu cumva intra ultim. Eu m-am urcat și pregătit și am fost la fel. No, sorry. Bă, Nicu urca ultimul gen cireașa de pe tort. Și Nicu pregătit. El nu știu că o să fie cireașa de pe căcat. S-a dus, toate mi-amintesc. Ce-a fost o umilință maximă. Râdea lumea de, bă, dați-vă jos și tăceți, mă învățați. Nu ne-am dat jos, l-am ascultat. Nicu, true story. Te-am stat, te-am ascultat și după aceea ne-am dus acasă. Ați pregătești glumele, scrii, le compui. What the fuck? Dar stai că munca de documentare, știi că era o agenție, Adira Travel. M-am dus în America cu ei. Aici, de aici. Pentru că eu trebuia să fac un spectacol pentru studenții care urmau să meargă la Work and Travel și zice, bă, dar știm un tip care a fost de 8 ori în America. Eu. Aici o să te rog să intervii. Și ne-am și văzut și mi-explicai cum veneau românii noștri în America cu șalatie, cu understand. Deci, lumea, terminologia de rongleză o folosesc corporatiștii. Fii serios. Lasă-ți-o în futere. Prima rongleză originală s-a folosit în 1999 în statul Idaho, în stațiunea Sun Valley, e către mine, colegul Adi Butuza și un an mai târziu de colegul Radu. Care, rongleza adevărată este așa. Lucrez într-un deli. Lucram într-un deli la vremea respectivă, un fel de Subway fără marcă, dar într-o alimentară în care îți cumpărai și izmene, genul de alimentare din resort, dintr-o stațiune în care îți cumpărai de, nu ți-ai adus de acasă, periuță de dinți, o mâncare și aveam un raion în care făceam sandwich-uri, înghețată sucuri de astea. Și acolo lucram noi, toate. Intrau americanii și dialogul era așa. No, hello, țucuvă, bine ați venit. Băi, era, la asta deja americani erau, well, hello, yes, hi, how are you? No, we are good, ok, dar how about you? How are you? Ok, we're not. No, iar pe Adi Butuza la asta este, era campion. Își lua înghețată, bă, asta nu se uită în viața mea. Aveam înghețată de aia frozen yogurt, cum zic americanii, și Adi aia din trăjea de căpăceală, căcăcel de ăsta jumătate. De vezi în față la sora. Adi lua coșul, îi rupea jumătate la rupta și mâncam la jumătate. Și îmi întrebam, Adi, de ce l-ai rupt? Mă, am burtă în pula, nu pot mânca la jumătate. Și el mânca cam 70-80 de coșuri de alea pe zi. Și își trăgea unde ăla și lumea stătea la raion. Foarte respectuos, făcea treabă bună. Oricum a fost eu cu el, cu Luciana și cu încă 6 angajați din Costa Rica, am fost desemnați angajații anului toate. Eu am crezut că ăștia glumesc. Nu, noi așa lucram mai bine decât ăia, dar mă rog. Și trăgea aia și întreba, no, hai, țucuvă, how are you doing? Would you like a sandwich or something? Copy, I can make you a sandwich. You want with bread? Of course we got bread, we got hoagie bread, yeah, we got white, we got red, we got dark, we got, no, we got turkey and stuff. Iar la cărnuri asta, la Radu am văzut, am vrut să mor. O venit care la american și întreba, well, hi, how are you doing today? I'd like a sandwich, but I don't know what kind of meat you guys have. What kind of meat you guys have? Și era... Păi, we got, așa, we got pork, we got chicken, we got vacă, capră, oaie. Mă, așa le ziceau, mă. Și era, oh, yes, what you say after chicken? Yeah, baby, vacă, oaie, capră, what do you want? Bă,
primele la autoservire când veneau americani la prânz și cereau de mâncare și mi-am dus atunci, era o gașcă mai mare, nu vreau să zic că nu am s-or ajuns. Nu pot să faci de rușine oamenii. Deci care? Mă înțelegeau dis, eu nu știu ce-i dis, mă. Mă zic, ce-i dis, mă? Bă, e ăsta. Asta, a, deci dacă ți arată cineva, îi dis. Și cum dis? De la ce? Dis! Nu glumesc, cu 99. Și așteptau cu bonețică de în cap cu tot și veneau 4.000 de angajați, asta în altă parte la Chicago, și împingeau americanii tava și vedeau, oh, foreign students, hi, how are you doing? Yeah, dis? Yeah, why do we have a menu today? This and this. Și de la asta, vorba lui Nico, așa era. Vedeau ea că n-au cu cine, man, tabula rasă, era și ce, nu știa nimica. Și le zicea, ok, can I have this and this and this? Yes, this, this. După câteva zile învățau și întrebau, ce înseamnă, că mai întrebau românii, și zice, întreabă ce avem de mâncare, what's for lunch? Ce le te trebuie la aia, what's for lunch, what's for lunch? E what's for lunch, man, adică ce e la prânz? Și cum răspund? Păi zici ce avem în meniu. Și atunci s-au învățat următoarele cuvinte după this, this, this and this. Ăsta era. Mai aveai tot și tu ăla te întreba, is this pasta, this? La mea, și zici deci american era. This-ul american. Da, bă, this-ul american. Și după aia, dai seama că după ce ai început să vorbești bine, îți permitea aroganțele, no, hai, Țucova, how are you doing today? Mă, doamnă, you're looking good, mănâncă de tot. Excuse me? Yeah, like, would you like something? I can give you something. Aia era rongleza după lui. Da, e bună. A fost faină. Bune, bune. Pork, chicken, vacă, oaie. Pork, chicken, vacă, oaie, capră. What do you want? Scurt. What did you say after pork? Da, pe nu știu ce am mai zis. Yes, I can give you. Bine. Tu erai student din... Ai plecat student work and travel. Am plecat... Cărei da, teatrul l-am făcut generația 2004-2008. Da. În care am fost coleg cu Robi, că apropo de asta am făcut o acoladă cu întoarcere pe la Călăraș, la poveste. Era în Cluj asta... o comună Călăraș, nu Călărașul. De la voi, da. Sau Călăraș. This and this. This and this. Înainte de asta am făcut finanțe conta bănci. Am făcut 3 ani de finanțe conta bănci din singura rațiune că imediat după terminarea liceului am dat admitere la teatru, că asta mi-am dorit tot timpul, n-am intrat. Eu am crezut că din prima te duci, dai admitere, faci tot, nu tot. După aia auzeam de poveștile de la București, de actori care au dat de câte 7 ori. Cum fichere, mă gândeam, dai de 7 ori, păi nu, dacă nu ești din prima, înseamnă că nu. După aia îți dai seama că uneori, indiferent cât ești tu de subiectiv sau de obiectiv vis-a-vis de talentul tău, mă, te poți sau nu te poți potrivi cu clasa respectivă, cu profesorul care ia, e o chestie, și aici, într-adevăr, e o chestie de subiectivă, nu obiectivă. Profesorul ăla poate să zică, băi, foarte talentat, dar nu mi se potrivește mie ca feeling. Sau, mă, nu e foarte talentat, dar e tipologia de care am nevoie în grupul pe care l-am format. Cum ne zicea și Cucu când a fost aici. Zice, eram un băiat curățel, spălățel. Zice, a intrat, acum dovedește. Da, exact asta e. Am aflat ulterior de la proful în ultimul an, când, după 4 ani de facultate, asta era la a doua poveste, ne întorcem mai târziu, dacă nu uităm. Și nu uităm. Și la prima, bun, am dat admitere, n-am intrat. A fost o cruntă dezamăgire. Eu terminasem liceu, am făcut un paralel școala populară de artă din Cluj. Bă, foarte mișto. Eu mă gândeam, bă, eu s-a făcut pentru teatru, eu să intru. Toti. N-am intrat. A venit profa foarte, actrița teatrului național, o actriță foarte talentată. Prima dată am dat admitere la doamna Cuibus, doamna Miriam Cuibus. Excelentă pedagogă, excelentă actriță, femeie de forță tot. Colegii cu care am dat admitere în anul respectiv sunt acum actori ai Teatrului Național. Generația asta cumva mai mare, dar ca vârstă deodată cu mine, sau poate un pic mai mare decât mine. Dragoș Pop. Exact. Romina a fost după, pe Romina am prins-o în facultate când eram noi anul 1 și 2, terminau 3. Caras. Caras mi-a fost asistent, deși sunt mai mare un pic decât el ca și vârstă. Ionuț Caras mi-a fost în primii 2 ani 2004. Absolvent. El era generația 2000-2004 și eu am dat admitere în 98. Deci ca să-ți faci o idee, eu am dat admitere în 98, generația lui Dragoș, da, al lui Rigman, a fost la admitere coleg cu Rigman, da, Cristi Rigman. No, anyway, am dat admitere, n-am intrat. A fost foarte crunt. Bă, așa mi s-a ruinat tot ce-mi doream, vis, pregătire, totul trecut. No, ok. Dar în facult, în liceu, în a 12-a, mă înțelegeam fain cu profa de economie, bă, și m-am descurcat. Adică nu că n-am luat, am reușit să iau 5. Cred că m-am dus la ceva fază de asta locală de olimpiadă. Adică încep...
pricepeam principiile economiei. Și cumva după ce n-am intrat, ca să nu ratez aiurea un an, și exact în perioada asta, am întâlnit doi băieți, unul dintre ei fusese deja în America, dar nu cu programele Work and Travel. Bă, fii atent ce, n-am mai povestit-o niciodată asta, nicăieri, ever, pe cuvântul meu. Eram prin nou, eram în clasa 11-12 și am cunoscut pe Relu, cu care-s prieten și în ziua de azi, Relu Bojan, și cu Nicu Buda. Acest Nicu Buda, un băiat din Alba Iulia, cu rude în America, fusese în America, locuia, trăia, muncea mai mare decât noi, eram puștan, student, licean. Și venise ăsta Nicu Buda în Cluj, bă, și și-a făcut un apartament, atenție, vorbind de anul 1996-97, la 7 ani după Revoluție. Deci încercați să vă gândiți, tu nu, că probabil, băi, erai născut. Nu. Ce făceai la 7 ani? Era proaspăt. Erai proaspăt. Eram proaspăt. No, eu cu nică nu mi-au luat țip la jos. Aveai țip la dat de jos. Încă nu te-o scăpat în cap să scrape ecranul. M-a ținut 3 ani cu bule, deci s-au făcut bule. Și nu mi-au luat de jos. Și vine colegul Relu odată, prietenul Relu, și zice, merem până la prietenul Nicu Buda, că a venit din America, și merem până la el să bem o citronadă de un suc. Copii, și am intrat într-un apartament în centrul Clujului, pe o străduță pe lângă unde e ăsta de pe memorandumului prima, care o iei încolo să te intersectezi cu Napo, ca să zic. Nu știu. Anyway. Am intrat într-un apartament. Eu nu mai văzusem în viața mea în adevărat așa ceva. Mă vă dau cuvântul meu de onoare. Deci băiatul ăsta și-a adusese din America tot felul de obiecte cu care și-a decorat casa. Vorbim de 97. Acum dacă îi zici cuiva, am fost într-o casă foarte mișto decorată, ți se pare? Yeah. Like, what? Da. Toți avem Pinterest. Da. Știm cum se face. 1997. Cel mai luxos. La mea nici nu știu dacă ce mall-uri, mă. N-aveam niciun mall. Încă te duceai să-ți iei haine de la Central. Nicu, nu n-o Central. Alexis Moda era pe eroilor. Luam blugi. Ria. Bă, toti, 97, se poate, ce căcai de blugi? Când a apărut, poate nu, sus la bazar, la Central, și dacă erai curățel spălat, un pic curățel pe Valicucu, te duceai la Rialda și îți luai costume bărbătești. Punct! Cu vestuțe sub. Vă da, mă, să ai 83 de nasturi de sus până jos. Te dezbrăcai mai greu tu decât ai în corset, mă. Își dădeai jos crinolina de pe aia și te troșneai și tu erai tot la pupoare. Mai am 23. Exact. Mă, și cum eram acolo, necem la băiatul ăsta, la Nicu Buda. Ăla un tip super mișto. Ei, salut, ești tânăr, ești elev, te duci, vrei să dai facultate, da, ce fain. Mă, copii, am stat 2 ore și am bălit la ăla într-un apartament. Cred că au adus ceva mop de ăla și o șters după mine. Eu pentru prima dată, la 7 ani de la Revoluție, am fost într-un apartament în care jumătate din lucruri erau aduse din America. Decorațiuni, chestii, totul făcut cu gust. Eu am crezut că m-am dus acasă și le-am povestit la mei. În timp ce picau dulapurile vechi, pline de porțelan și de cum erau casele nouă părinților săraci. De mileuri. Bă, m-a impresionat casa aia atât de mult. Vă dau cuvântul meu de onoare. Încât m-am tot gândit, bă, eu așa ceva trebuie să am. Eu trebuie să am așa ceva. Mi s-a pus pata pe tablouri și pe postere. Atenție, ca să vezi unde am ajuns 20 de ani mai târziu. Și povestind cu băieții ăștia, am întrebat, dar cum ați ajuns în America? Cum? Și Relu, colegul Relu Bojan, zice, bă, Bob, în America, noi când eram, când mai povesteam cu ăștia în America, sunt niște programe studențești care duc studenți. Ce probleme? Mă, stai! Ce? Adică cum? Vorbim de anii ăia. Și cum am terminat, am ținut legătura cu băieții, tot mai mereu la câte o citronadă, câte un suc, câte o poveste. Și când am terminat liceul, n-am intrat la teatru și atunci m-am întâlnit iară cu Relu și cu băieții și ziceau, bă, fă să du-te, fă ceva, să nu pierzi unde să degeaba, fii la o facultate. Să fii la o facultate, să și poți... Și apoi arătăm și noi programul ăla. Exact. Și așa am cunoscut. Prima dată, 99, m-am dus în America cu Work and Travel, cu Cilo și cu frate Zogă, era în Cluj. Și după un an, doi, m-am dus cu Adira, cu gașca de la Adira pe care știi. Da. Și ani de zile mai târziu, bă, eu mă întorceam din America, atenție, am fost în America în vremurile în care ușa cockpitului era deschisă în timpul zborului. Vă arăt poză din 99, în transatlantic cu KLM, de la Amsterdam la New York, în care, pentru că am intrat în avion și mi-a căzut o falcă și eram... Copil care în viața lui nu ieșise din țară, ever, în viața mea n-am ieșit... Am ieșit prima dată cu programele studențești la 20 de ani proaspeți împliniți
Și când ne-am urcat în avion, au văzut stoardezele că eu mă uitam în cabina piloților și mă cruceam. Și a se uitat la mine din cap până în picioare, o copil plecat în America cu haine luate din Piața Mărăști, bă, arătam ca găsit. Atât s-o putut. M-am luat să promos, Dumnezeu să o ierte pe mama, pe tata, că a luat bani de la cămătar să mă trimit în America. Prima mea vară în America, 120 de zile, calendaristic, 4 zile, 4 luni pline, 120 de zile în care am avut liber o jumătate dintr-o duminică. În rest am lucrat de dimineața de când răsărea soarele până noaptea când picam. 119 zile le-am lucrat ca să trimit banii acasă să plătească mama cu tata cămătare cu dobândă. Dar erau bucuroși că le-ai trimis, că nu i-ai dezamăgit. Eu când ne-am dat la mama, când eram copil, atâta nevoie aveam toți, noi patru frați, două fete mai mari, băieții mai mici, patru, două fete, doi băieți. Fratele meu cel mai mic, eu și două surori mai mari. Când aveau săracea mei, lucrau de le săreau capacele, când aveau o brumă de bani, fetele aveau nevoie de ceva pentru școală. Veșnic se întorcea mama, pupa iar mama. Mă, le-a trebuit la fete, nu, ce știi, ce să faci? M-am crescut cu frustrarea aia să nu ai, mă, bă, nu aveam. Aveam lipsuri, casă, cu lipsuri. Ne vedeau de mâncare. Nicu, ai copii. Îi zic la asta mică, am ajuns să vorbim ca bătrânii și nu mă interesează. Le zic la copii și la tineri, bă, pe... și vorbesc ca bătrânii, într-adevăr. Bă, pe vremea noastră nu aveam. Bă, și nu înțeleg cum nu aveam. Și mi-amintesc că mama cu tata povesteau la rândul lor. Bă, pe vremea noastră te duceai la școală 7 km prin zăpadă. Noi care ne urcam în autobuz, oh, sărani amărâși ce sunteți. Acum, dacă trebuie să se urce copilul în autobuz, știi, și te gândești, what the fuck, înțelegi de ce suntem chiar așa? Chiar m-a întrebat băiatul, că a văzut un tot, zice, nu mergem cu el. Zic, tate, dar noi avem treabă în centru, el merge în Mănăștur. În Mănăștur? Oh! La 4 ani. Rugăm mănăștulerii să accepte asta situația. Oricum ne iubesc așa știu, cum sunt. Okay. Nu, dar ca idee, știi, da, diferențele astea. Anyway, m-am întors și veșnic am crescut cu frustrarea asta că aveau, noștri ne dădeau săraci ce-o putut, tot ce-o știu. Mama fiind ardeleancă. Mama ardeleancă, tata oltean. Tata, aici ai. Tata m-a învățat. Aici bă, când te întreabă, bă, pupa la tata. Băi, Dumnezeu să-l ierte. Tata a stat până de când a venit de tânăr în Cluj, de pe la 30 de ani până a închis ochii, a fost clujan jet pe jet. Noi când eram copii mici, mama mai făcea câteodată mișto de tata, dar finuț. Zi, miaiță pupa la tata, mama. Cum e la vaca aia cu neagră, cu coarne mari? Dibon. Mai zi o dată. Dibon. Gibon. 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 Tata nu putea să zică Ghiu, un om care te-a zis. Nu putea. Dar tata, de mici am crescut, el venit în Ardeal, ardelinizat, fusei, făcui, dresei. Pupă iar făcui astăzi, mă dusei, adusei, făcui. Perfectul simplu. Perfectul simplu a fost. Tata așa vorbea, așa era de fain. Și mama ardeleancă, de lângă Huedin, din pe la munte, era ce trăbă, mă, hai de cap, mă. Și tata mă învăța, pupă la tata, ascultă ce la tata. Eu fusei, mă dusei, făcui, dresei. Dacă te întreabă cineva, ce ești? Tu le zici așa, sunt ardelean de naștere, dar oltean din grație divină. Și asta de la tata am învățat. Domn Rădulescu, ardelean din naștere, oltean din grație divină. Așa era. Hai să... Firar domnului, salut! Bă, avem pauză publicitară. Mersi, atelierul de Ptiza. Mulțumim, Atelierul de Ptiza, am zis. Tu de-aș putea aș lucra într-un atelier de Ptiza. Băi, ce aș frământa la aluatul acela. Eu că n-am prostit vorbesc. This and this. Asta e rost. Și revenim la discuția cu... Nu știu, cu mine numai, că nu terminăm până dimineața. Cu apartamentul, că ai zis că îți plăceau posterele. Acum, din câte am văzut, ți-ai făcut și tu acasă. Toată casa mi-a ți-ai făcut apartament într-o casă. I-am făcut apartament. Câte case ai? O casă, că ești vecin cu Ciobi. Da. Cu Ciobi, da. Da, o casă. Da, pe câte nivele? Că am e greu să întreb dacă cum vine gazul și curentul. Ești vecin, măi, tată, bun, cu prietenul comun care distribuie jucării, o distribuie jucării, Ciobi,
De ori pe Vivi fată. Doșo. Eu și cu Reco. Hai Cristos. Eu când am fost copil la tine. Eu aia am avut 15 ani, Reco, puțin mai mare, eu și ai plăcut de Reco. Eu... O să se uite Ciobi Doșo la clipul. Servus Ciobi, ai cea mai foarte norocos, ai o fată minunată pe Reco. Bă, mi-a așa m-am îndrăgostit de Reco de numai. Între casa părindească din Iris, de unde locuiam pe oașul lui, și curtea lui Reco, era încă o familie, familia Raț. Bă, noi așa am crescut în Irisul ăla. Români, unguri, roștejeni și gabori. Nu a fost altă nație acolo. De acolo, deci, și influența... De acolo și influența domnului H. Nu, și... n-o pomenim, acum menținem pe... Și anyway, bă, mi-a plăcut de Reco, m-am îndrăgostit de Reco, de numai, mă, tulburau picioarele, mă plimbam pe la ea pe la poartă și mă flăram și uita, frumoasă Reco și în ziua de azi, o femeie foarte mișto. Și mama m-a învățat atunci o vorbă ardelenească, după alar mamă, nu te căca lângă casă, căpuche. Ia, ce tare! Copile, bă, părinții noștri ne-au lăsat niște vorbe să mă fută, sunt pietru, sunt diamante. Dar noi ne-am căcat pe ele, ori le-am uitat. Eu am ținut minte cât de mult am putut. Și n-am înțeles-o pe mama prima dată când a zis, nu te căca lângă casă, că pute. Și așa este. Până ziua de azi am rămas vecini și prieteni în relație ok cu Reco. Mă bucur că eram copil, era mai... Poate nici nu... Poate eu visam că are ceva cu mine. Dar de fapt, poate... Du-te, mă, crești gros în bolze, în mușchi, să vii să vorbești. Nu știu. No, anyway, sunt acolo vecini. Bă, case n-am foarte multe. Am numai câte îmi trebuie, dar fii atent. Sub 6, oricum. Mai puțin de 6. Nu te dezamăgi și tu, da, Bob. Da. Arăs cu Irina, nevastă mea Irina, care e foarte faină. Am într-o zi, eu zis, dacă vreau te trebuie să candidez, tu poți să zici, bă, eu am deja 6 case, deci pe mine nu mă mai interesează să fac avere. Eu chiar vreau să fac bine. Erai pe cale să candidezi. Ba, exact, eram pe cale nu să candidezi. Să fii pus pe listă. Să fii pus pe listă, da. Da. Cu USR-ul, când începuse în 2016. 2016 era a fost bun proiectul. Pe mișcările alea de stradă. Ăla a fost. Noi sătui de mizerie, da, și de nedreptăți. Eu am... Mi-au mai zis oameni, și asta n-am înțeles niciodată. Am auzit-o nouă dată. Bă, tu te descurci, ți-e bine așa, ai ce-ți trebuie. Păi da, că muncesc. Ce pula ce mea-ți trebuie, mă? Aia că nu ascultă finalul frazei. Dar de ce te bag? N-ai mâncare? Ai dat? Păi zic, n-am. Ai credit? N-am nimic. Tot ce am e muncit. Tot ce am e a meu. E ok, îmi plătesc rate, am firmă, tot. Și am zis, de ce comentez? Zic, cum adică de ce comentez? Ce tot la trecă e greu? Ți-e greu? Bă, zic, nu mi-e greu. Dar voi vă uitați în jur că e o chestie de nedreptate. Dar de ce la trecă? Tu lasă-i pe aia la care le-i greu să urle. Eu asta n-am înțeles niciodată. De la oameni, după aia mi-am dat seama, oameni care lucrează și cu unii și cu alții și trebuie să încaseze de la toți. Și atunci te întreabă, bă, de ce îți răcești gura? Taci, fă-ți treaba. Păi zic, mi-o fac, dar nu suport. Dacă îi vezi pe aia că-s hoț, le-o zici. Nu le-o zi, mă, că e o pâine de mâncat și acolo. Asta, mă, știi, e o pâine de mâncat și acolo. A, deci dacă văd pe ăla că fură, taci, mă, că poate spică și ție ceva. Dude, știi, no. Deci mi se năruie cumva. Nu mi se năruie, mă cac. Nu mi se năruie. Dar e ceva ce contravine unui întreg sistem de, un întreg sistem de valori pe care am construit. Ale 119 zile jumate din America. Lucrate, copile. Da, lucrate, da. De mi-o curs sânge din nasă, mă. Și vii aici? Și vin aici, să trimis banii acasă, că apropo de aia, mama a luat împrumut de la cămătar. A luat împrumut de la un tip care cu asta se ocupa, $1,500 să mă trimită. Când mi-a dat, noi patru frați, am zis mai devreme, când mi-a dat mama $1,500, mama cu tata o să așa, pupa la mama. Noi nu i-am avut ăștia, i-am luat împrumut. Erau bitcoin, erau virtual. Nu i-am avut, i-am luat împrumut. Cotă de ei, copile. Că alții sama, nu sama mai la bani. Bagă sama de ce faci cu ei. Că alții nu avem și o să-mi ceară și ăștia la stăți, că e dreptul lor să-mi ceară. În vremurile în care, atenție, era 98 pregătirea de plecare în America 99. Ce internet, ce smartphone să cauți? Fii serios, nu eram. Eram în NATO. Nu eram vaistea noastră, nu eram nicăieri, bă. Nu eram nicăieri, ai dreptate, Nicu, nu eram nicăieri. Și mama cu tata au trebuit să aibă încredere în copilul pe care l-au crescut și căruia i-a dat educație, că m-am dus acasă și le-am zis, măi, un program studențesc și pe bune. Și au zis, dai tu banii la niște străini să te duc în America? Știi unde te duc? Zic, da, am văzut, m-am uitat într-un catalog. Așa erau catalogile, dădeai cu limbă. www.sunvalley.com www. Zic, ce fac cu www? Păi îl scrie în computer. Fuck me, come on, au fost vremurile.
Și am zis, mi-a dat 1500 și am știut de la cine o luat împrumut. Și știam că trebuie să-i dea înapoi. Și atunci am lucrat alea 120 de zile fără oprire. Aveam 4 uniforme în dulapul stațiunii unde eram cazat, 4 uniforme cu care rulam 4 locuri de muncă și eu nu mi-am desfăcut valiza să-mi scot hainele duse din România, geamantan de la de piele, bă, mi-au făcut poze în aeroport. Cu curea peste. Cu curea peste. Bă, mi-au făcut poze în aeroport, la lumea era turiști și au zis, hei, time travel, pula mea. Și eu m-am dus cu valiză de aia moștenită de la bunici, cu care fuseseră ei la Amara, în 67. O rămas și la Călimănești, în 82, și m-am mai dus eu în America cu ea. Bă, aia au fost... Păstă baltă. Și atunci, în alea 120 de zile, am avut patru... Domnul Barman, nu știu ce faci. În alea 120 de zile, am avut 4 uniforme pe care le-am rulat și am făcut bani încât am strâns banii și am trimis acasă. It's ok, mersi. Am trimis acasă și am plătit mama datoria și când m-am întors în toamnă, i-a mai dat ei și la tata încă 1500 de dolari să aibă să poată trăi. Bă, eu pe mama până la vârsta aia n-am văzut. Eu, îți dai seama, ca și tânăr copil, nu prea vezi părinții plângând. E foarte greu contextul. Am 20 de ani împliniți și câteva luni. Și la finalul verii, când am ajuns acasă și am dat la mama bani, și au zis, da, mămicule, dar ne-ai trimis banii de zic, știu, mami, asta e pentru voi. Cu amendamentul că atunci când aveam 16 ani și m-am povestit că surorile fiind mai mari aveau tot timpul nou. Fetele, sfete, aveau nevoile tot și noi îi tot ziceam la mama și la tata, tu, mami, dăm niște bani să fac ceva la casă, dăm niște bani să aranjez, hai tu, Oli, dăm niște bani, că ți-i plătesc eu înapoi când o să iau. Și mama care ne-a învățat de mici, cea mai duioasă forma băgatea-și la măta în pizdă, mama când îmi zicea asta era pupa la mama. Altă paranteză, când mi-au venit colegii de liceu prima dată, eram puștan de 15 ani și au venit la noi și au zis mama, a, pupaia, mama, ați venit bine, voi sunteți colegii lui, băga bine, ce vă dau? Vă dau mâncați ceva, beți ceva? Nu, sărmâna, nu. Vă dau ceva? Nu, nu, vă dau un suc, nu, vă dau un compot, o dulceață, nu. Mă bag în pizda mamei voastre, vă trebuie. După ce ați venit. Bobi, mai că ne-o jurat, nu v-o jurat. Era felul de a zice pupaia, mama. Anyway. Și revenind și tu zicea la mama, tu, Oli, dăm niște bani că ți-i plătesc eu înapoi când o să am. La mă, t-am pizdă, de unde mi-i plătești? Că... Și când am venit din America cu bani și i-am dat la mama, m-a atât o plâns săraca de ea, când eu i-am dat bani și am zis, Oli, așa zicea la mama, Oli, ți-am zis că o să ți-i dau înapoi, nu ia de aici. Și m-a urmărit foarte mult și vă zic sincer, n-am mai povestit niciodată treaba asta cu casa lui Nicu Buda, apartamentul. Eu, în primul an în care am venit acasă, eu mi-am umplut valiza cu căcaturi luate nu în primul an. În al doilea, când am început să lucrez mai smart și am avut și zile libere, mă duceam la tot felul de yard sale-uri de astea, garage sale-urile tipic americanești. M-am găseai tablouri, găseai postere, găseai decorațiuni. Eu în ziua de azi am în casă căcaturi aduse din America în 2000-2001. Și când am venit în 2002, din podul casei părintești, mi-am băgat banii și din pod am făcut mansardă. Când au venit băieții cu mobila, era un singur stil de mobilă, pal. Se făcea din pal. Palsecam. Palsecam, ca și caseta. Când au venit băieții aia cu palul și mi-au aranjat, mi-au făcut o mobilă de bucătărie tip bar, cum am văzut la Nicu Buda. Atenție! Nicu Buda avea stâlpul de bucătărie dintr-un stâlp de bambus în care avea prinsă o desfăcătoare de bere de aia din barurile americane. Făcea așa, ț-ț-ț, pe părete. Măi, eram în altă lume. Patru ani mai târziu am avut bucătărie de aia tip bar ca lui Nicu și cu decorațiuni de ăla și cu desfăcător de ăla de bere făcut luat de la o cataramă de curea. Deci înțelegi cât de mult m-a impresionat pe mine o casă aranjată frumoasă. Și ai urmărit? M-a urmărit și am urmat mai unde, vedeam undeva postere sau tablouri, le luam. 20 de ani mai târziu, respectiv în ziua de azi, în afara pandemiei. Ți-ai umplut casele? Da. Moderez foarte rar, că n-am atâtea serioare. Am 6, dacă vrei numărul și pe lui nevastră. Bă, așa eu am zis una... casă la pulă. Da. Aia, eu am prima casă. Am 6 case, da? Una a mea, 5 ale nevastă. Zic, zic cu accentul ăla. Am 6 case. Am 6 ești. Mă, fii atent. No, anyway, râdem glumim. În ziua de azi, mă duc foarte mult la evenimentele astea caritabile. Tot mi-e drag că mă urmărește de la un an pe care l-am petrecut într-un centru de plasament, lucrând.
imediat după ce am terminat facultatea, în 2009, am lucrat pentru Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, FRCCP Cluj, și un an de zile am lucrat în Cluj Oare Suflet. Aveam 30 de ani, 29 de ani, da, în 29 de ani, și lucram cu copii, basically copii, de la 8 ani era cel mai mic, 17 ani era cel mai mare, ca la 18 ani mai primul la centru, copii aflați în diferite probleme de toate felurile. Era un centru de zi. Man, când zici că ai probleme, dacă vii să-mi zici, ah, că-i mai auzi de ăștia, ah, nu știu, sunt foarte trist, nu știu unde să le facem vacanța. Au depresie, că nu știu, unii au depresii fondate și e bine să le trateze. Dar unii toate au depresie pentru că nu au... No life, un trist. Nu știu ce, ceva. Nu știu exact cu care mașină să se ducă astăzi în oraș. Aia e depresia. Și eu, anul ăla pe care l-am lucrat în centru de zi, acolo am văzut niște cazuri, niște situații de viață care foarte mult mi-au deschis ochii. Dar acolo cumva mi-au deschis ochii pentru treaba asta de caritate, muncă de caritate, voluntariat și evenimente. Și la foarte multe evenimente caritabile în care se pun la licitație tablouri de artă sau diferite obiecte din vânzarea cărora se sponsorizează respectiva cauză, centre de plasament, copii aflați, familii, dar tot în educație, că așa să vindem tablouri, să le luăm de mâncare, nu facem altceva decât să-i transformăm într-o robă. În continuitate. Da. Corect. Dar educația e singura în care merită să investești. Asta o zic cu toată, absolut toată încrederea. Orice formă de educație e singura care dă rezultate. În rest, poți băga bani în toate căcaturile și se duc. În educație funcționează. Și când zic că funcționează, sunt cazurile pe care le-am trăit și care mă urmăresc și în ziua de azi, copiii care aveau 13-14 ani când erau în centru de plasament și care urmau cu bunăvoința și cu implicarea centrului și a sponsorilor, trimiteau copiii la cursuri de calificare. Mai orice, de la bucătar, ospătar, la spălător, la ruci, să știi meserie. Ani de zile mai târziu, ani de zile după, eram în centrul Clujului, cu gașca la masă, râzând, bând, povestind, și vine fata când ne aduce nota de plată și zice, domnul Bob, da, am o prăjitură din partea băiatului de la bucătărie. Da, n-am cum, dar băiatul de la bucătărie vă mulțumește. Mi-arunc ochii la bucătărie și de la bucătărie în haină de aia albă, frumoasă, de șef cu pălărie, unul din băieții care cu 10 ani înainte era unul din puștanii din centru, de 14 ani, cu care lucram și povesteam și mă jucam. Ăla mă, o ajuns șef, mă. Silviu, îl cheamă Silviu. Ăla mă, bă, când vezi copilul pe care cu ani înainte îl vedeai în risc de abandon școlar și de abandon total, eșec de viață, când îl vezi după 10 ani că te salută și îți trimite o prăjitură să-ți mulțumească. Mica lui ofrandă. Atât! Păi am mâncat eu în viața mea prăjitură mai bună decât aia pe care mi-a trimis-o Silviu. Veci toate. Pahar de vin dintr-un pahar de plastic băut în BT Arena acum 3 ani, înainte de pandemie, cu un an, 2018, la ceva concert de ăsta fain, de-a fost arhiplină. Și mă duc până afară, în toată lumea era în BT Arena. Ceva irlandez, cu dans irlandez, ceva a fost foarte mișto, Riverdance. Okay? Și ies până afară, lume la mesele alea la care serveau tineri studenți, aveai apă, suc și chipsuri, căcar pe varză. Și mă ajung rândul și zic la un băiat de la hei, salut, dăm te rog o apă, un vin și ceva chipsuri, le-am dus la asta mică, floricele. Și îmi dă băiatul și scot bani și zice, nu, asta din partea mea. No, tot am primesc de astea și mulțumesc să mă zic, nu, lasă-mă să plătești. Și zic, nu, asta e din partea mea, că e singurul mod în care pot să vă mulțumesc. Pentru ce, zic? Și zice, acum 3 ani v-a adus facultatea la noi, la amfiteatru, la facultate, să ne povestiți ceva. Și eram unul din studenții care a stat acolo și atât de mult mi-a plăcut cum ne-ați povestit de cum să facem în viață, să ne alegem, încât a fost singurul mod în care vă pot mulțumi. Luați paharul ăsta de vin. Copilul, am băut un pahar de vin de plastic, a fost cel mai bun vin din viața mea. L-am meritat. Și atunci, mai am exemple de asta, n-am rău să le povestesc, dar o bucată de prăjitură primită de la un copil la care odată probabil am salvat vorbind cu el. Puterea exemplului. De asta avem nevoie, înțelegi? Nu? Astea funcționează. De-aia cred în educație. No, anyway, și să închei cu asta, că poate ar trebui să terminăm, că vorbim de mult. Îți ridică mașina! Mai am.
6. Șase case, ori două garaje, ca așa se facă un da. Și două pe trotuar, una la recolo. Două electrice, okay, okay, că trebuie încărcarea acum electrică. Reticlază una, da, lasă. Eu nu chiar mă glumez, vă dați seama, sunt actor, că mă, de unde după aia mai face și personajul ăla, Haurențu, din ce partid poate să fie? Da, Dumnezeu sănătate! Ăla o ținut familia în pandemie, mâncau așa pe la voastră. De unde a început tot personajul ăsta? Am avut pe arbitrul arbi mâncaiași gura lui. Și ne-a zis că râdem glumim. Haurențu mi-a ținut familia. Anul trecut eu n-am lucrat nimica. Ăla o băga bani în casă în pandemie toti. Ăla o băga bani. Mă la mine și o dă drumul de aici incapabilul. Trimite muiera la mine. Muiera fiind acea muiere. Haurențu era fake. Știu când ați început cu epicii, nu? Mă, fii atent! Haurențu Battle Truda. Haurențu într-adevăr s-a născut, iar nu făcut. Făceați ceva pe green screen, da, depuneați. Da, 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 încenzurat eram. Da, într-adevăr încenzurat. Haurențu s-a născut în facultate în anul 2. Deci am ajuns la facultate. În 2004 ai revenit. Bă, nu putem face două episoade. Da, da, să facem mai multe, cine pulă ne ascultă de un ceas atât. Da, mă, nici nu mai știu unde rămâne. Câte minute? 40. Mai aveți. Mai avem. Da, deci am făcut facultatea, am terminat finanțe conta bănci, am făcut 3 ani. Finanțe conta bănci, cu specializare finanțe conta bănci. Și în fiecare vară reveneam. Mă duceam în America, lucram în America. Cu Schwarzenegger, unde? În ce an? 2002, în 2005, m-am întâlnit cu el, l-am felicitat când a devenit guvernator, deja mă știa, bă. Thank you, bă! Yeah, exact. Bă, l-am cunoscut când a venit la... El e din Răchițele? Nu, de lângă, din Rogojel, bă. Din Răchițele, domnul Bo. Ardole din Rogojel, acolo. Rogojelul, la medicele amesteci. Rogojelul Salzburgului. Da, 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 bun. Pe Arnold când l-am cunoscut. L-am cunoscut. Nu, când te-a cunoscut. Când m-a cunoscut, doamne. Când l-am întâlnit pe Arnold, lucram aici, el are casă, în resortul unde am lucrat. Și am zis, Haurențiu! Mă, nu exista Haurențiu atunci. Asta e cea mai bună. Oh, Haurențiu! You're that guy, what's your name? Bob. No, Haurențiu! Mâncața-ș bună. Când zic Haurențiu, nu fac AVC când îmi zic Haurențiu, că e ok. Laurențiu, ce faci, Laurențiu? Și divagații. Învățați-l că e Haurențiu. Le-am zis, când am filmat, după ce am filmat primul clip cu Mircea Bravo, să trăiți, domnul Mircea! Mircea! Nicu! Știi câtă lume mă mai vede pe stradă? Mi se întâmplă în ziua de azi. Bă, într-adevăr, de când filmăm la... Am mai filmat cu Mircea, deja, no, te confund. Mircea, am zic. Mie mi-a zis lumea foarte mult timp. Domnul de la televizor, de la zi, de la domnul Bendea. Da, o să-i transmit colegului. Cum, domnule, sunteți de la Tonic Show? Nicu mi-a zis de la Tonic Show. Domnule, de acolo suntem, dar de la el alte emisiune. Da, domnule, Nicu de la Tonic. Mi-a zis nu unu, nu doi, îți dau cuvântul meu. Domnul de la zi, emisiunea aia cu show, Epic Show. Nu, domnule, Tonic Show. Ciudat că tu semeni cu Vasluianu, de fapt. Da, și de unde sunt cu Nicu, domnule? Da, în barba mai mare ca el, mai nu știe puna. Dar e ok, nu le mai confund. Deci no, anyway, Arnold când am cunoscut, venise în stațiune, era în 2001, că am scris și pe poză, că am scris, era iunie 2001. El, după aia am văzut an de an, chiar dacă avea casa acolo, petrecea numai câteva zile, o săptămână pe an. Bă, dar casa era în nordul stațiunii, știu și unde. Nu că eram stalker, pentru că într-unul din joburile alea multe pe care le făceam, după vreo 3 ani, lucram cu un tip care nu făcea altceva decât șlefuia lemnul cabanelor, caselor de lemn și le dădea alt strat. Și cea mai spurcată muncă pe care o poți face în lumea asta este asta. Să stai și să șlefuiești cu de-aia mică lacul, șmirgă-l de la mic, să șlefuiești lac și tot felul de vopsele de pe cabane. Când faci de pe pereții laterali, nu-i rău. Dar trebuie să faci de pe ăsta de deasupra. Cad în ochi. Da. Copilul, eu m-am căcat primer de la de lemn câteva zile după ce am lucrat. Și omul ăsta, tipul ăsta mi-a povestit odată, bă, poți lucra după mesele, da. Uite, îți dau $10 pe oră, nu trebuie să faci altceva numai să șlefuiești și să dai lac că merem la o casă în nordul Sambelului. Și era casa lui Arnold. Am făcut niște pereți exteriori într-o casă făcută numai din vârnă și din piatră. No, anyway.
Când l-am întâlnit pe Arnold, când a venit Arnold atunci, era încă, era căsătorit la vremea respectivă, era cu Maria Shriver, nepoata lui Kennedy, cu familia, era cu băieții, că avea, l-are pe Patrick și pe Christopher, care acum sunt dintre mai oameni ca el, mai fain actor. Da, seamănă foarte. Toti. Și erau cu o bonă, o mexicancă. Man. Că mai... nu te-ai putut face și tu bonă. Da, mă. Am fost în America bună, Bevaș. Eu am fost bonă de copii mici, de bebeluș. Eu am avut grijă 2 săptămâni, 8 ore pe zi, de 3 copii. De 3 copii de 1 an, 1 an jumate și 2 ani. Și 8 ore pe zi îi mâncai, curățai, schimbai de scutece, pus dădeai lăptic, pus la somn. 8 ore, 3 copii, 3 mame s-au cuplat și au zis, mă știau de la unde lucram din patinoare. Laurențiu! Mai bună! E bună, hai să ne-o stricăm. Serios. Deci, eu am lucrat și job de bună. Pe bune, bună, bună, bună. Anyway. Am lucrat bună. Și ăsta, Arnold era Haureciu. Dumnezeu. Arnold era cu bună. Arnold. Arnold era cu bună aia care ulterior s-a dovedit a fi acea bună. Bă, eram patinoar cu ea când a venit. Am mă, Toti, era mai, să mă ierte, nu știu cum să mă exprim, că tot sunt totuși în pula mea un gentleman. Maria, nevastă-sa, era mai futabilă decât bună, bă. Ce că te-ai sat-o și de asta, futabilă. Mă, eu nu. Așa îmi place. Salutări, Irine, pe această cale. Serios, puiul meu, ce mai faci? Nu, nu vin în seara asta, că mi-au luat mașina, nu nicu mai devreme, vin. Una dintre ele. Aia cu benzină. Da. Nu mă, cam e cu aia cu motorină. Că nu s-a încărcat aia electrică. Aia electrică nu e gata. Bun, să un pic, atunci ajunsesem în 2016 cu mișcările de stradă, parcă se contura. Bă, se contura ceva. Mă mulțumesc că mi-amintești. Mi-a plăcut foarte mult de USB-ul ăsta de la București. La vremea respectivă era USB-ul. Uniunea, era Nicușor, da. Era cu BMW-ul și... Olimpic la matematică. Cine dracu să pună un primar, un consilier, o să discutăm despre... Am salvat un platan. Nu știu, zic, nu face ceva pentru... Trebuie să zic ceva și ne întoarcem la 2016, dar te rog, înainte să vin, că trebuie, am fost la cumpărături. Ieșind de la cumpărături, opresc să-mi iau, rup de foame, opresc să-mi iau o felie de pizza de la o gheretă de asta de lângă. Era o tipă în fața mea, aș lua, vorbeam cu doamna, avea masca pe față și aud... Ioi, dar ce cunoscută mi-e vocea lui domnul ăsta, însărmă. Mă uitam acolo la pizza. Ioi, pe domnul ăsta, ioi, dar la domnul ăsta îi știu vocea. Dar oare de unde îi știu vocea? Întreabă tipa asta. Doamna de după, era băiatul care scotea din cuptor, doamna frământa acolo. Ioi, pe domnul știu după ochi. Că bărbatul meu și-a făcut poză cu el de așa, de aproape la cândva. Să știți că și-a făcut, să-ți o zic, să rămân. Mă bucur că și-a făcut. Așa și-a făcut o poză. Când v-am văzut, m-am recunoscut după ochi. Și eu mă uitam la pizza, mă, cum împachetează la pizza. Și o întreb așa, dar foarte drăguță. Zic, și o făcut soțul poză, da. Dar zice sinceră, în balzam după pizza. Zic, zice sinceră, am stat serios în poză sau am stat așa cum stau în toate pozele așa, că îmi place să mă prostesc. Și zice, doamna, nu, ați stat destul de serios. Zic, bine. Și când mă uit la doamnă, doamna era un pic ciocușă. O doamnă minunată care își făcea treaba și am tot respectul, frământa pâine și povestea cu tipa asta la altă. Și zicea foarte drăguță și mă, eu tot uitându-mă la asta, cum, bă, o ridica 2 triunghiuri de alea, bă, era, numai nu să mai termina mozzarella de pe ele, să lungea. Eu, mă, și doamna drăguță, știu pe domnul că a făcut soțul poză și mi-am aruncat privirea înspre ea, dar n-am remarcat, nu. Și când m-am uitat și am întrebat-o, da, la domnul, că mai facă toate poze cu hândrălei de ăștia și stau așa în poză, ta, te faci. Și zic către doamnă, și am stat așa în poză sau am stat serios? Și am zis, nu, am stat serios. Când mă uit la tână, la doamnă, doamnă, era un pic ciocușă. Era așa serios. Așa prost m-am simțit să-mi bag piciorul eu. Suntem la ora dezvăluirilor, la ora... La care iertare, dacă așa e pizza bună, Toti. Își dă pe față... Arama? Nu Arama. 2016, USB. USB. Bă, mi-a plăcut. Mi-a plăcut de ei. Și aflu de treaba asta cu USR. Umle să-i votăm. Era eterna, tocmai terminasem ciclul de USR. Pe care le știm cu toții, man, când ai și cancer, dar și diaree de aia, toxinfecție alimentară, PSD plus PNL.
bă, mi-a venit să mor, nu altceva. Și fiind 2016, eram ok, no, mie nici nu aveam experiență, atât dacă îmi doream să schimbăm ceva. Bă, și ăștia pe site-ul, pe pagina de Facebook USB, dom'le, dacă vă interesează să vă implicați ca voluntar, ca susținător, ca orice, trimiteți un mail la, și trimit un mail la acest USR, să transformase USB-ul în USR în Uniunea Sărbați României. Nu trec două luni și dricu veri. Cald, bine, tot, primesc un telefon. Salut, Bob, tu ești Bob, da, noi suntem de la USR, venim în Cluj. Nu vii să ne cunoaștem, să punem bazele unei formațiuni și locale. Zic, vin, cum să nu vin? Când a venit prima dată USR-ul în Cluj, nu a venit nici Clotil, nu a venit nici Necușor, a venit un tip Stelian. Stelian Ion, care încă e... Cu justiție. Ah, nu, alt Stelian, nu Ion, iert, am rămas cuplat cu Stelian Ion, nu. Alt, cumva Stelian, dar nu cu Stelian Ion. Mă, foarte ok, omul și în ziua de azi din USR. Și ne-am dus la prima întâlnire Mihai Goțiu, Ele Glevente de la Asociația Clujul Urban. Care a ajuns și președinte. Da, Protecția Clujul Urbanistic. Și Mihai era cu un arhitect și cu Răzvan, care acum este consilier județean. 5 oameni, mă. E ok, s-a văzut bine, mă bucur. 5 oameni ne-am dus la întâlnire cu tipul ăsta. Foarte ok, am povestit. Dom'le, în principiu e o mișcare absolut sinceră, faină, bună, ne dorim să trimitem și oameni competenți în Parlament. Bă, hai să o facem. Și am intrat, au început să vină oameni de ăștia din Cluj, absolut normali, faini, care noi vedeai afiliați. Da, bă, erau ai nimănui. Da. Ai nimănui în sensul de erau toți ok. S-au făcut alegeri interne, tot să știm pe Bob. Bob e vicepreședinte. Bă, copii, da, stați-o, eu nu mă pricep la de-astea. Nu contează, Bob, trebuie să mobilizăm oameni, avem nevoie de semnături. Clujul o strâns atunci cele mai multe semnături în țară, în afara, fără penali în funcții publice, au fost a doua. Toti, prima, USR-ul avea nevoie de semnături ca să poată participa la lege. Da, 200.000 naționali. Bravo. Și Clujul o strâns, mă oprea lumea pe stradă, stăteam la cort cu orele și oprea lumea. Păi, domnule, da, te știu, da. Domnule, sigur, domnule, sunt niște oameni ca noi, toți, o semnar, lumea am ajuns în USR. Ping-pong, pre-bam, pre-bum, vorba băstora din casino, din filmele cu mafioți, numai ne-a întrezit președinte de partid, Dan Barna. A bafut-o-ți Dumnezeii mătii de acoperit. Pă tine cine piezda mătii te-o băgat? Ca să aflu acum 5-6 ani mai târziu. USR-ul este exemplu de a la carte, cum se infiltrează un partid. Cum este infiltrat de servicii, cum este deturnat, cum o grămadă de oameni cu bune intenții în USR. Too fucking late. Revenind la partea cu USR-ul, mă doare sufletul, am stat în stradă, am stat nopțile și serile în frig cu toții care am stat și am protestat din USR-ul capacele. Dar USR-ul din 2016, când s-a făcut, l-am văzut numai infiltrat și tras încet, încet, futut așa până... Atenție că a fost infiltrat tot de servicii, dar văd că și în servicii sunt mai multe fracțiuni și acolo. Există și în servicii oameni care chiar sunt ok și țin pe bune la țară. Bă, dar știi să-i fută cine-o Dumnezeu, sunt prea puțini, sunt minoritari, nu pot lupta. Că în rest, când te uiți la cum e guvernată țara, evident, sunt numai eșaloanele de care ziceai tu, Nicu, eșaloane, sunt numai eșaloane în toate funcțiile de conducere. Bă, dar ăștia parcă nu-s cu poporul, bă, parcă sunt împotriva poporului. Când te uiți la măsuri, îți dai seama că sunt împotriva poporului. Când vorbești cu oameni care știu mai multe și îți explică, îți arată exact, dom'le, asta este radiografia unei colonii, nu a unei națiuni. Și foarte tare te descumpănește să știi că tu... Colonia penitenciară. Suntem în colonie, ce căcat să faci? Noi ne-am făcut colonie. Noi ne-am făcut Nicu, colonie. Nicu, mulțumesc! Ani de zile am auzit asta cu nu ne vindem țara, tu știi ce la mine, nu ne vindem... Ne fură ungurii, ne ducardealul, ne tu tot. Bă, eu aud în 2021, tăi Dumnezeu de austrieci, ne taie pădurile! Ne duc tot cimentul, petrolul! Da, m-am dus în pădure să îmi bag pula, i-am văzut vreun Hans. Dar nu am văzut. Nu era niciunul cu șpilșor. Nu era niciunul, nu făcea iodolă. Bă,
În pădurile țării nu este niciun Hans care o taie. Terenurile arabile vândute nu le-au vândut niciun Jack or John or Mark or Hans. Totti. Nico, ai zis o vorbă foarte dureroasă pentru români. Aici, dacă ai văzut lângă tine ceva distrus și săpat, nu te uita în exterior. Uită-te la ăla de lângă tine, că l-au făcut-o. Totti, noi ne-am sabotat, noi ne-am vândut, fabricile. Dom'le, ne-au luat străinii, IMGB-ul, fabrica care producea cea mai mare, am povestit într-un context acum de zile cu om care lucra în IMGB. Noi am fost singura țară, noi cu rușii, domnule. Numai noi făceam. Noi aveam presă, aveam ștanță de turele, de tank, ni le-au luat norvegienii. Domnul, dar norvegienii le-au luat? Păi nu, le-au vândut tovarășul care a fost în conducere. Un tic de conspirație, un tic de internet și uite-te unde suntem în ziua de astăzi. Da. Ideea este că același bine pe care îl puteți face voi, noi, fiecare în jurul lui, vine unul ca noi, vine un alt Bob, alt Ion, alt Gheorghe, ăla vinde, defrișează, înstrăinează, îi se rupe. Dă pe bani. Și după aia noi vine și zicem că, bă, străinii ne-au luat țara. Poș, nimeni nu ne-a luat-o. O țară se ia de străini prin armată, prin război. Dacă e bună voie pe timp de pace, vă cum Mircea Cucu a dat un clip, eu am zis, eu cred că ăla e cel mai bun clip. Nu au zis bunica, nu alea cu primarul care, fută-te, cine te-o ești dănit, ești în meseria greșită. Sunt oameni pe stradă care cred că ești știe? Primar. De degeaba, băi. Da, asta e, să trăiești domn primar. Să trăiești domn primar. Dar unul dintre cele mai bune clipuri, eu cred, părerea mea că este cel mai bun clip al lui Cucu, al lui Mircea, e ăla cu Cucu, în care Cucu îl ia de pe stradă cu o mașină străină și îl duce să-i facă poze lângă casă, că e nevasta plecată în Italia, nu știu dacă știți, e aur curat. Și în care Mircea explică, dar mă, unchiule, dar că tu, mă, te-ai vândut la străini, lucrezi la corporație, nu vii, tu la nu vii tu la primărie, tu, că te bag, am vorbit cu primar și te bag secretar, nu lucrezi nimic, nu mai vin banii. Că nu te lași, mă, vândut la străini. Și se termină clipul foarte, e genial. Dar pentru ce faci pozele? Apoi au venit un englez și vrea să cumpere grădină și vreau să eu vând și să... Să furăm ochii lui. Da. Jmen, noi putem și să ne vindecăm, noi putem și să ne îngrupăm. La noi e. Nu vine străinul. Noi, mă, eu, tu. Plus ăștia care se uită la noi. Bă, dacă faci o chestie bună, bă, așa s-o faci, de să nu trebuiască să vină altcineva după tine. Pentru tine o faci, nu? Pentru tine o faci. Vă dau niște adeziv. Mi-a zis băiatul foarte drăguț din magazin. Vă dau adeziv, dar pentru dumneavoastră sau pentru altcineva? Mă, nu contează. Dă-mi, bă, că fac pentru... El săracu, nu m-a întrebat, okay, nu că el știe cum a întrebat lumea, nu? Bă, dă-mi niște adeziv de gresie și faianță. De care? La mea e de închiriate, de vândut, mi se rupe. Nu toti, fă treaba bună. Eu, actoria, încerc să mi-o fac cât mai bine. Dincolo de actorie, mai am partea de MC, de prezentator de evenimente, organizator de evenimente. Man, eu așa o fac, de după mine nu mai trebuie să vii să vezi ce-am făcut, mă. Omul pe care l-am moștenit de la mama și de la tata este un instalator, domnul Gheorghe Florian. Serios, domnul Ghiță. Bă, noi eram copii mici, aveam 14-15 ani, când omul ăsta în salopeta lui albastră ne-a tras gazul la casă. Mama cu tata s-au dus de mult, eu orice lucrare am de făcut o fac cu domnul Ghiță. Cu domnul Ghiță m-am văzut azi dimineață când au venit să numere, că fac acum o masă. Casele, cele numere? Nu. Mansarda 13/2. Numai la casa socrilor au un pod și l-aranjăm frumos. Eu mi-am rămas din America, mărunții. Nu, serios, dacă să... Amicul m-a... Buddha. Fută-te, pune. Și anyway, și a venit domnul Ghiță azi dimineață, omul la 60 și ceva de ani, aproape 70, a venit și a luat măsurile de calorifere. De când îs eu copil, și asta am văzut la mama și la tata, bă, după domnul Ghiță, bă, nu te mai duceai să vezi ce-o făcut, mă? Ăla a venit dimineața, seara, când a plecat, mă, ți-i smerea centrala în casă, curentul, apa, ce are instalator. Nu se bagă la altceva. Adică nu m-am dus să-i dau laptopul, să-i zic, domnul Ghiță, nu faceți un, nu îmi scrieți un cod. Și el zic, ba da, Bogdanie, stai să scot bagul din el. Nu tot. Nu. Domnul Ghiță Florian face instalații, dar le face de nu... Băi, omul, repet, nu știu câte ori, și nu-i sponsorizați. Domnul Ghiță, să faceți bine dacă vă uitați să sponsorizați emisiunea. Măcar cu o felă de pălincă. Da, ai camera. Nu înțelegi? Măcar cu... După o oră jumătate, am și eu o cameră în apartament.
În singurul apartament, alții care au casă, mansardă. I love you, toate. Calorifere, sănătate. Bă, la tine îmi place că l-ai adus pe copil de aia, zis, bă, vezi că nu eu cu bău beau, tu mă asculți. Și eu mă mai ocup de cazuri sociale și... Tu ești minunat, mănicu. No, anyway, și de câte ori vreau pe domnul Ghiță și mă gândesc că, bă, dacă domnul Ghiță nu te cheamă să-l ajut, să-i dai o mână, nu, îi dai bani să-și facă lucrarea, bă, face lucrarea de nu trebuie să te duci după el. Mă, eu trebuie să-mi fac lucrarea, să nu mă duc, să vii după mine să vezi cum am reparat. În alt plan? Tu la fel. Ar fi culmea, terminăm filmarea și vine colegul și zice, bă, Bevaș, n-am avut nici șarf, nici focus, n-am băgat car și n-am pornit camera. Suntem ok, nu? Dar înțelegi ce zic? Mă, dacă tu îți faci lucru bine, Nicul face bine, tu-l faci, eu-l fac, toți care, doamna care taie pâine, da, mă, doamna care taie pâine, lucrează în magazinul de pâine și împachetează pâinea, o taie, te servește. Ia să-și facă treaba bună. Pulaș care mătură pe stradă să nu dea cu măturoiul aci și pe stâncă 8 metri. Fută-l Dumnezeu de măturoi. Îmi place să fac asta, o fac. Fiți atenți, o să ziceți că-s bolun, dar nu-s. Deși, nu, probabil. Înainte să intrăm, știi că povesteam de evenimentele unde am fost în 8 orașe cu gașca de la... Romstal, poți să știi, Romstal, orice poți să știi, Coca-Cola. Deci m-am zis la Romstal. Oamenii ăia trebuind să fie serviți cu mâncare, cu băutură, din Cluj, organizatorii l-au luat și l-au plimbat în toate orașele cu noi, pe Jerry. Regret că nu știu numele mai... Jerry, te iubesc, să moară Bibi și la puțin oameni în lumea asta, în viața asta, lucrul ăsta, dar pe tine te iubești și știi. Jerry este un tip care se ocupă de un bistro din Cluj. Un tip la 50 de ani, pic mai mare decât mine, cu familie, cu tot, în 8 orașe în care am fost cu caravana Romstal și am mâncat și am băut și am făcut atmosferă la oamenii ăia, e un om care să facă servitul de mâncare și de băutură ca Jerry, eu n-am văzut în viața mea. Și pe nevăzute. Și l-am întrebat pe Jerry, dar seama, seara stând la un prosecco la poveste, bă, Jerry, tu tot timpul ai fost în România, nu mă încă la tata. Eu mă întorc și după vreo, nu știu câți, 15 ani de Italia. Dar eu am făcut meseria asta de la 18 ani. Eu de la 18 ani, Jerry are 50, de la 18 ani zice, eu nu fac nimic altceva decât sunt chelner ospătar. Dar știți cum am devenit chelner ospătar? Eram puștan și mă duceam la băut cu băieții. Bă, tăți, flegmatici, nasol, te jurau, te... Bă, nu făcea nimeni meseria bine. Jerry, mă, ne-a zis-o acu o lună, mă. Bă, zice, atât am stat odată să mă servească cineva cum trebuie și nu m-aș obătut joc, atât m-am enervat încât am zis, bă, să se duci la masă o farfurie și o băutură e greu, bă, ca mea aș piciorul, păi bă, eu mă fac chelner, dar așa vă arăt cum e să fii chelner, bă, așa cum trebuie să fie făcut. Și zic, bă, Jerry, tu glumești. Bob zice, nu glumesc. Eu de la 18 ani o altă meserie nu fac. Cresc copil, familie, soție, suntem bine. Eu în viața mea n-am văzut pe cineva să facă meseria cum o face Jerry. Și singurul cuvânt acolo este pasiune. Bă, Jerry din nou zice, te iubesc. Știi că este fută Stalin? Te iubesc. Bă, Jerry o dat în 8 orașe, o dat la sute de oameni de mâncat și de băut, în nicio fracțiune de secundă nu și-a pierdut energia sau buna dispoziție. Era o reciprocitate. Dădea Și primea înapoi de la oameni. Bă, la oamenii se uitau după Jerry, mă. Bă, avea texte pentru fiecare. Tu îți dai seama, 48 să aibă. A început la 18. Jerry face treaba asta de 30 de ani. Îți dai seama că în 30 de ani, din care jumate, 15 în Italia, 15 în România, ăsta au văzut toate tipologiile. Jerry o povestit și cu șeful companiei și cu portarul companiei. Și cu amândoi au vorbit la fel, dar pe limba fiecare. Și cu aceeași lejeritate. Bă, nu transpirat. Jerry este nou, mă. I-o dat la șeful cel mai mare, i-o dat de mâncare, de băut, să la signore, grație, bravo. Și-o venit domnul de la portă, domnul, dați-mi și mie. Da, pe ce cărnioc asta? Berberiță, pulpă de berberiță, dați-mi că e bună. Avea Jerry o glumă pentru fiecare și m-am uitat la Jerry și am zis, fuck it, man. Dacă Jerry își face meseria cu toată, păi să facă și mutalăul ăla din vârful statului. Aici vreau să ajung. Să-și facă meseria cu aceeași pasiune. Bă, hai să facem să fie bine. De șept de ani acolo, nu? Ce facem? E șeptezeci, ai vrut să zici. Bă, pare o viață, mă. Bă, pe lângă ăsta, Băsescu era... Gentleman. Era gentleman. Avea mișcări fine. Bă, toate. Și Băsescu, uită-te la el.
postură. Deci arată ca și când a îmbrățișat bomba de la Hiroshima cu 3 secunde înainte să cadă. Deci, bă, dar și-a păstrat imagine. Bă, Băsescu e omul care a trosnit-o pe cea mai tare femeie a României, care nu-i Loredana Groza, e Elena. Nu știu dacă a trosnit-o sau nu. Elena Groza. Da, eu sper că a trosnit-o. Să amintești că noi doi l-am avut în platou pe... Bă, tu, bă, erai născut atunci. Era în 2012. Iulie 2012. Erai născut. Îl suspendaseră pe Băsescu. Și el făcea anumite acțiuni în patrie ca să nu voteze referendum. Da, și a venit la Servustok, la emisiunea pe care o făceam atunci cu Tibi. Cu Tibi Codorean, cu Tibi era Wigan. Și pe Tibi trebuie să-l aducem aici. Aici e fain, Tibi. Îl trimiți. Cum nu? Da, sună întotdeauna. Tibi. Anyway, și l-am avut pe Băsescu invitat în emisiune, în talk show. Frate, și în mijlocul emisiunii să dă cortina la o parte și intră Nicu făcându-l pe persic. Cu perucă. Cu perucă, mă, s-o dus la el, mă, l-o pupa pe chelie, pe Băsescu. Așa l-a fost, m-a condus Andreea Roșca, asistenta tipa, și Băsescu tot după ea, ea cu ochii. Da, și nu te-a văzut pe tine, cum a fost după ea. Era tranșa, mă, era dintr-o. Bine, Florine, tu du-te și lasă-o pe domnișoara. Măi, el a vorbit... Bă, cu Andreea Roșca am fost prieten pe Facebook multă vreme. Până odată și-o afișat... Cearcănele. Nu, că faci și de la țâțe, faci cearcănele. Faci, că nu te bate soarele de la oboseală. Tot trebuie să care atâta, ești mai trudit ca de la nedormit. Clorofila. Superbă, Andreea Roșca. Superbă tot. Și-o venit într-o zi într-un decolteu pe niște poze, copile. Erai mort, înviai. O preluat-o GSP-ul. Da? Da. Pe piept. Credeai că este doar avocată. Ea a fost cu ciui. Din păcate, nu mai știu că problema este că i-am făcut o remarcă foarte drăguță și s-o așez, s-o oftica și s-o supărat din ea, ni s-o despărțit de lucrurile. Toti, îi ok. Femeile, spre deosebire de bărbați care nu pot să se ducă la doctor să zică aș dori această sticlă de Cabernet Sauvignon aici, nici fără asta, că mă încurcă. Mă taie. Deci da, îmi doresc atâta ca să umblu cu ea pe stradă la impresie. Noi nu putem face așa ceva, dar femeile se pot duce să bage. Și am învățat că se bagă de la 200 de mii, de la cât la cât vrei. Toate. Și cred că asta avea băgat câteva sute de mililitri. Mi-a neimporta ca Dolly Parton, niște trofee. M-am făcut o remarcă drăguță. Mi-am s-o supărat că am făcut remarcă. Că pe mine asta m-a frapat un pic. Stai un pic. Bă, dacă nu-i problemă că le bagi. Doamne, dă să fiți, îți crește self-esteem-ul, imaginea, îți prinde bine, îți faci fericit bărbatul, amantul, soțul, iubitul, nu mă interesează. Pune-și cele mai faine țâțe din lume. Dar bucură-te de ele, ce țâțe pizdoase mi-am pus. Bă, dar dacă zic, bă, ce mami, ce țâțe faine ai tu, ce super. Te uiți cu dușmănie. Subă cu dușmănie să uita. Mă, și nici s-o despărțit drumurile, din păcate, pe online, din pricina aceste replici. Dar nu și cu Diana Gadola, pe care ai ținut-o de mică de mână. Cu Diana am lucrat prima dată cu în 2010. Eram atunci la un post de televiziune local în Cluj. Diana era o vecină de dimineață, după aia colegii au făcut de la matinal. Sășineață ea. Atâta, foarte ok, Dia. Foarte ok, Dia, da. Foarte ok. Acum e mult mai liniștită e și mai așezată. E la casa ei. Da, căsătorită cu Sorin, îți fericiți, îți liniștiți, îți merg bine. O schimbat macazul de la viața, nu a avut niciodată o viață, să zici, prea mondenă. Nu, a fost foarte echilibrat. Și-o căutat drumul. Acum s-a dus în partea alaltă a foarte tare a credinței. De important e să-ți găsești drumul la un moment dat. Toate cât nu și-l găsesc. Nu-i problemă că nu ți-l găsești. Și căutarea e bună. Dar trebuie să cauți. Drumul în sine. Măcar să cauți. Măcar să ai voință. Unii sunt voința. Unii, dar nu e o chestie de nefericire. Văd eu, din păcate, adică nu e o chestie de condamnat. Dar unii nu conștientizează, nu caută. Unii nu caută, nu găsesc. Unii caută și nu găsesc niciodată. Bă, dar unii nici măcar nu pășesc a căuta. Adică își duc traiul de pe o zi pe alta fără să aibă niciun pic de bucurie. Dar dacă ai sta cu ei la o ședință să-i întrebi, mă, dar ce lucrați voi azi aici, vă place? Bă, nu, dar ce să fac? Pe mine întrebarea asta mă seacă. Adică răspunsul, răspunsul ăsta mă moară. Bă, nu-mi place, dar ce să fac? Te schimbă, că altă viață nu mai ai. Când podcastul ăsta e gata, o trecut prezentul. Prezentul e clipa asta în care vorbim, nu când ne-am pus prima dată și ne-am pus primul pahar. Ăla deja e past, toti.
ziua de mâine e incertă că nu știm ce se întâmplă la noapte. Prezentul e clipa asta în care vorbim, acum. Mâine te duci încă o zi la un job la care nu-ți place și îți vine să vomiți când ești din casă. Dar tu te duci numai că îți dau niște bani, care bani nici măcar nu suficienți să-ți cumperi suficientă compensare. Și care sporesc amărăciunea și care te țin... Bă, deci îmi vine să nebunez, mă, bă, schimbați, caut altceva, fă altceva. Uite, poate eu am fost... Nu am fost de la soartă că de mic mi-am dorit să fiu actor și asta mi-am dorit de când aveam 5, 6, 7 ani. Nu vreau să fiu actor. Am devenit actor. Faptul că fac și altceva înseamnă că mi-am atins scopul, mi-am atins țelul, mi-am atins visul, îl trăiesc și joc și alte roluri. Ești în siajul a ceea ce ți-ai dorit să fii? Mi-am dorit să fiu. De-aia mi-e lejer să fac, să mă duc, de-aia mi-e drag orice. Venitul la tine... Nicu, venitul la voi azi, băieții, mi-a făcut plăcere și am venit cu drag. Adică, probabil... Și noi te-am recompensat cu un vin bun, basarabean de la Atelierul de Pizza și prezintă ce-i mai dăm domnului. Un tricou de la... Dacă tot ai zis că trebuie să susținem oamenii din România, ei sunt niște băieți scalveri care fac tricouri în Cluj, handmade. Hei, mersi frumos! Desfă-l acum! Îl desfac cu tot dragul! Și culoarea care mă prinde cel mai bine, verdele, tu, eu sunt pesedist în adevărat, eu în sufletul meu sunt socialist. Ești budist, uite. Eu socialist. Dacă Adrian Năstase nu făcea acele greșeli... Superb! Merge? Bă, nu că vă iubesc, îl port acum. Calul de Dal, da. Nu se caută la drink. Carul de Dal se poate căuta la dam. Prea mare. Prea mare, lui. Nu v-ați uitat la mie că eu slim. Auzi, gașca de la Skullware, vă iubesc. Puteți să-mi dați în M și-l port. Îi dăm în M. Cu M de la MPSD. A fost Bogdan Rădulescu în această seară invitat în podcastul nostru. Deja e noapte. Deja e mâine. El e din Târgu Mureș, altfel să la Târgu Mureș. Bă, ce rău, iertați, așa bine am simțit la băieți. Luându-ți promisiunea de la gură. Ai dat vin piroșchi, m-am dat. Vin la noi. Mulțumesc. Vin la noi. Datele următoare în anul 2022. Vin cu drag, dar n-am apucat să atingem toate subiectele. Am atins, dar mai e. Că e tânăr toți. Să rămână. O fost. Serios. Mulțumim frumos. No, cum se zice aici? Eu... V-am zis.